Sănătatea cumpărătorilor este pe ultimul plan pentru comercianții care vin să-și vândă produsele în târgurile de toamnă din județul Dâmbovița. Comercializarea ilegală a produselor de origine animală și non-animală și nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare sunt doar câteva dintre neregulile constatate de inspectorii DSV, în urma controalelor efectuate în târgurile din județ. Pe lista zonelor cu probleme se află localitățile Cornățelu și Titu, unde au fost aplicate amenzi de 10.000 de lei. Cele două sau trei târguri care au fost verificate până acum s-au aplicat în jur de 11 amenzi cu o valoare totală de 6.000 de RON. Ca și nereguli constatate, din nou au încercat să comercializeze produse de origine și animală și non-animală fără să dețină autorizații de comercializare a acestor produse, adică dumnealor dețineau un magazin alimentar într-o zonă și vreau să vând grătar în târg. Directorul DSV Dâmbovița, Santu Tolea, spune că îngrijorător este faptul că, în ciuda atenționărilor scrise emise către toate primăriile dâmbovițene, edilii și organizatorii încalcă în continuare condițiile de autorizare și eliberează aceste documente chiar și agenților economici care nu respectă normele de comercializare. Greșeala o fac și cei care încearcă să-i sprijine pe diverse căi, nu cunosc legea și vor neapărat să îi spună: lasă-mă că te ajut eu, vin aici în târg la mine că te ajut eu. Le ia taxa aia de care se ia pentru târgul respectiv și după care nu-i mai interesează să ca oamenii să respecte legea. Inspectorii sanitari veterinari amintesc comercianților faptul că produsele puse în vânzare la târgurile de toamnă din județul Dâmbovița trebuie să fie însoțite de documente care să ateste calitatea, iar produsele din carne, printre care mici și pastrama, trebuie să fie preparate doar în carmangerii și unități înregistrate, ambalate, etichetate și depozitate corespunzător.